Salutare și bine ați revenit pe canalul meu. Vă arătam într-un clip anterior montarea unui linomatic, automatizări pentru ușa de garaj, basculantă. Mi s-a întâmplat de câteva ori, am plecat de acasă și, evident, am uitat să închid ușa de la garaj, nu au fost probleme, dar era un gând ce nu-mi dădea pace. Așa că am dat o comandă după AliExpress, e un switch, un comutator, e de la Tuya, cu toate că nu zice pe ambalaj. E comandat după AliExpress, venit din Spania. E cu senzor, magnetic pentru a vedea dacă este ușa sau nu, dacă ușa este deschisă, închisă. Șoricei, șuruburi, cablu USB, cutia a venit mai mult aproape întreagă, să zicem. Așa, ajutorul de nădejde aici, Maia. Așa, dăm voie. Și aici avem. Acesta este comutatorul. Se conectează la wireless și avantajul, exact cum se vede și pe cutie, poate fi o... Se poate acționa prin telefon. Știe și de Alexa și de Google Assistant, ceea ce e foarte ok pentru că am ceva automatizări prin casă făcute. Așadar, acesta se montează pe foarte multe automatizări, adică e compatibil cu foarte multe automatizări. Se montează pe, nu știu să găsesc acum firele. Ca să nu vorbesc prostii. Fiecare automatizare are o opțiune de a monta un push button, dacă se vede aici, care permite să închizi, deschizi de la un buton, nu doar din telecomandă. Ok. Montajul e destul de ușor. Acesta se montează, firele acestea două se montează exact pe aceleași locuri. BB-ul, push button-ul și un ground. Minusul. Ok, îl montez și continuăm imediat cu configurarea lui. Ok, am mutat senzorul magnetic. A durat un pic să-l montez pentru că am vrut să-l aliniez cât de cât ok, să fie toleranța mai mică. Așa că l-am montat pe un profil de aluminiu, așa fel încât distanța e undeva la 2-3 mm între magneți. Așa, tras prin canal cablu. Iar aici am pus unitatea, am pus-o un pic mai sus pentru că în spate, undeva pe aici, are butonul de resetare, de împerechiere, legăturile cum spuneam. Pe bornele PB și pe ground. Ok, acum rămâne doar să instalăm aplicația. Aplicația se numește Smart Life, o găsiți pe Google Play sau pe App Store. Ok, ce am uitat să menționez faptul ce am uitat să menționez că gadgetul nu vine cu alimentare 220. Vine decât cu cablu, așa că puteți folosi orice încărcător de telefon atât timp cât scoate maxim un amper, 5V, un amper. Așa, acesta e unul vechi de la o tabletă Lenovo. L-am avut prin casă, este exact ceea ce mi-a trebuit. Ok, hai să-l și adăugăm.
Smart Life, cum ziceam, avem descărcată, adăugare prin Bluetooth, avem nevoie să-i dăm prima dată voie în permisiuni, camera și locație și nearby devices, allow. Ok, înapoi încă o dată, iată că și l-a și găsit. Add, acesta este, hai să vedem. Nu l-am salvat. Ok, a fost adăugat. Hai să-i dăm un dan. Și acum totul e ok. După cum se vede, ușa e deschisă. Hai să o și deschidem. Instant. Acesta este animația care o arată. Bun. Și acum dacă intrăm pe ea, cum se vede, ne arată că este deschisă. Ok, avem pe aici câteva setări, din câte știu. Timeout alarm. Aș prefera să mă notifice în maxim un minut. Putem să facem și voice control prin Google Assistant, am citit ceva despre el pe net, știu că poți să-i dai comenzi să deschidă ușa sau să închidă ușa, dar în momentul următor, în următoarea secundă, îți va cere o parolă care evident o setezi tu aici. Ok. Hai să o și închidem. Super. Și notificarea acum că a fost închisă. Încă o dată, hai să vedem dacă se deschide. Ok. Cam asta a fost. Nu știu dacă o să-l adaug pe home. Nu știu dacă o să-l adaug pe Google Home, pentru că să nu avem incidente. Dacă aș fi găsi home. Hai să vedem dacă îl găsim. Cum spuneam, am câteva prin Google Home adăugate. Connect Smart Life. Iată că a și apărut la detecta singur. Hai pentru moment să-l adăugăm. Facem câteva probe. Smart, l-a și văzut, Smart Garage Door. Hai să vedem. Open Garage. Can I have your PIN? Minunat. 1, 2, 3, 4. Sorry, it looks like that PIN is incorrect. Can you try saying it again? No.
Ok, văd că pinul avem deja un pin setat. Hai să vedem ce. Set password. Noi 34 de probă, confirm. Încercăm acum. Open garage. Can I have your PIN? 1, 2, 3, 4. Sure, opening the smart garage door opener. Și iată că se deschide. Foarte tare. Ok, hai să vedem. Dăm din nou comandă. Close garage. Okay, closing the smart garage door opener. Ok, deci la închidere nu necesită pin. Ok. Super, total sunt mulțumit de notificarea că s-a închis. Pe total sunt mulțumit de acest mic dispozitiv. Sper să vă fie de folos. O să las jos în descriere linkul de unde l-am luat. Acesta a venit undeva, suntem azi în 20 și cât? Nu știu în ce dată suntem. Și nici nu. 29. Suntem în 29, a fost comandat undeva la începutul lunii, să zic așa, undeva până în 10. Deci undeva la 2 săptămâni a durat să vină. Cum spuneam, las linkul jos în descriere. Sper că v-a plăcut, să vă fie folositor. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Numai bine!